Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Digo. Digo zice că este învățarea ta simplificată. Și cum am deschis digo.com, ne apare Install Extension. Dăm click pe Install Extension. Și instalăm din magazinul Google Chrome. Deci dăm adăugare din Chrome și extensia, după cum o puteți vedea, este adăugată în bara din Google Chrome. Haideți să vedem mai jos despre Digo ce putem. Putem să colectăm, să salvăm și să tăguim resursele online, pentru a fi accesate oricând, de oriunde, bineînțeles, având conexiune la internet. De asemenea, putem să anotăm paginile. Deci, dacă pe o pagină web ne plac anumite cuvinte sau citate, putem să le anotăm în momentul în care le salvăm pe Digo. Putem să fim organizați și apoi să împărtășim cu ceilalți ceea ce am realizat. Digo pe scurt, putem să dăm bookmarks, adică să salvăm linkuri în Digo, să taguim ceea ce salvăm, să avem o librărie personală. După cum am spus, putem să adnotăm paginile pentru a selecta textul care ne place. Putem să adăugăm note. Putem de asemenea să colaborăm în grupuri și să arhivăm paginile web. Acum voi da sign in. Și am intrat la pagina mea de Digo. Aici puteți vedea ce am salvat eu. Vedeți tagurile în partea stângă. Apoi aveți grupurile în care sunt. Da? Pentru că, după cum v-am spus, pe Digo putem să colaborăm. Apăsăm Create a Group. Îi dăm un nume grupului. Scriem un cuvânt referitor la minim 6 caractere și descrierea grupului și îl realizăm grupul. Bine, haideți să vedem acum cum postăm pe Digo. Suntem aici la un articol de blog. Dăm click pe extensia Digo și dăm Save Bookmark și adăugăm un tag. Platforme online. Și dăm privat, read later sau și dăm save. Mergem acum în Digo. Și vedem că bookmark-ul nostru a fost postat. Apoi mergem, apăsăm pe Digo. Și dăm Annotate Screenshot. Facem o captură de ecran. Putem să adnotăm. Să adăugăm note. De pe IT.
aici.ro. Apoi apăsăm salvare. O tăguim ca o imagine singură sau să o atașăm ca un bookmark. O să atașăm ca o imagine. Programming. Apăsăm. Putem să șerim într-un grup. Și aici putem, dacă vrem să fie privat sau public pentru noi. Lăsăm privat, mergem în librăria Digo și vedem că a fost postat și această anotare pe care noi am făcut-o pe pagină. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.